Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. În această seară ne-am propus să dezbatem o serie de teme care vizează apicultura. Se pare că, din păcate, sunt probleme destul de mari la nivel național. Nu știu și în Sălaj dacă sunt astfel de probleme. Vom încerca să aflăm în această seară. Pregătirea mieilor pentru sărbătorile de Paști. Se pare că miei vor fi ceva mai ieftin pentru că sunt mulți. Contracte la export nu prea sunt, doamnelor și domnilor. Încercăm să vorbim și despre faptul că tinerii, din păcate, au în continuare oarecare reticență pentru a munci în agricultură, pentru a începe activități și afaceri în acest domeniu agricol. Trebuie să le mulțumim însă, înainte de a începe discuțiile propriu-zise, celor de la Sandana, pentru aceste minunate produse pe care ni le-au adus și în această seară aici. Vreau să trec în revistă doar câteva dintre ele și vreau să încep cu cozonacul de post, cozonacul cu nucă și stafide de post, pentru că suntem în postul Paștelui și iată ce de la Sandana s-au gândit și la dumneavoastră, la cei care țineți post. E vorba de respect, în urmă, de un gust deosebit, iată că se poate. Vorbim și de pâine pe foaie de varză, pe care o avem de altfel și aici. Tecovrigei cu cașcaval, cozonac cu mac, cozonac cu nucă, pâine cu semințe, pâine feliată, pogăcele, saleuri cu susan, cozonac de post, așa cum spuneam și mai devreme, cuibi cu budincă, brânzoici și printre produsele acestea se numără și mirea de albine, pentru că tot ne-am propus să vorbim în această seară și despre apicultură. Mulțumim încă o dată tuturor celor de la Sandana, spor la muncă pentru cei care sunt la această oră în brutăriile Sandana. Le mulțumim încă o dată. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în această seară este domnul Radu Mălan, prieten vechi al emisiunii noastre. Bună seara, bine ați revenit, domnule Mălan. Bună seara, bine v-am regăsit. Cum a început anul 2015 pentru dumneavoastră? Cu precizarea că în toamna anului trecut vă întrebam pe când dacă va fi zăpadă și îmi spuneați acum, atunci mi-a spus că nu va fi zăpadă, acum iată mi-ați confirmat că n-ați avut zăpadă acolo unde locuiți dumneavoastră, unde aveți activitatea fermă. Anul sau debutul anului 2015 a fost unul destul de greu pentru mine, pentru că probabil dintre, sau dumneavoastră știți, dar probabil și dintre telespectatori, știu că eu pe lângă apicultura propriu-zisă mai cresc și alte animale în gospodărie. Hai să luăm pe rând, 300 de oi, da? Sau... aproximativ 300. Sibienii sau mari ciobani, da, niciodată nu-și spun numărul de oi pentru că zice că... Bun, creșteți oi. Da, oi, capre, mai nou, dat fiind fapt, nu știu, probabil am mai spus-o, dar să-mi fiu iertat dacă mă repet, fătările la capre sau la capre se produceau iarna, ianuarie, februarie, și nu toate caprele au lapte suficient pentru a-și hrăni iezi. Și atunci am fost nevoit și sunt și acum nevoit să apelez la diferiți crescători de bovine, de vaci din localitate, să cumpăr lapte pentru a compensa lipsa laptelui la mame. Și la un moment dat zic, domnule, în fiecare 2, 3, 5 ani la fel, la un moment dat am cumpărat o vițică de la fratele meu și acea vițică deja au trecut ani și de una, de acum 3 zile, mi-a făcut un vițelaș pentru a treia oară. Foarte frumos. Așa. Porci? Porci și am și câteva scroafe, pentru că produsele sau subprodusele de la lapte, respectiv zero, hrănesc porci și automat, decât să hrănesc câini, mai bine hrănesc porci. Noastră, practic, vă folosiți tot ce aveți acolo, toate resursele le folosiți pentru consum propriu în fermă, inclusiv pentru... Da, și excedentul valorific. Valorificați, evident, că... normal. Bun, cam asta creșteți noastră în ferma noastră. Și încă o scurtă paranteză, revitor la porci. Evoluția porceilor, de fapt, este una în sinusoidă. Sunt ani când porcei se vând foarte bine și cu 300 de lei bucata. Au fost ani când am vândut cu 300 de bucata. Dar se vând și cu 50 de lei bucata. Atunci când sunt porceii foarte scumpi, toți cetățenii, numai din tot județul, așa zic, băi, ce scump sunt porcei. Imediat își sunt porcei. Imediat numărul scroafelor din îmbătătură în gospodările cetățenilor cresc și seria următoare pică prețul la porcei. În toată chestia asta trebuie consecvență. N-ați pomenit de albine, domnule Mălan. Păi, n-au rămas ultimele. Începusem cu ce a fost mai greu. Pentru albine, vă spuneam eu la vista pe care mi-a săcut-o în toamnă, dădeam acea prognoză pe care o fac de fapt șoarecii, noi trebuie să știm să citim ce ne spun semnele pe care le dă natura.
Faptul că șoarecii aveau mii de galerii pe pământ și nu cuiburi la înălțime, pe, eu știu, pe tufe sau pe coceni de porumb sau, eu știu, pe nuiele, ne-a arătat că, de fapt, vom avea o iarnă fără multă zăpadă. Și așa a fost? Și așa a fost. Nici zăpada n-a fost foarte multă, nici frigul n-a fost foarte, foarte puternic. Sigur, pentru natură este și bine și rău. Pentru apicultură a fost foarte bine. Atunci când zăpada este mare, sunt câțiva dăunători care, de alminteri, pițigoiu, care este o pasăre deosebită pentru natură, pentru agricultură, pentru pomi, trebuie să se hrănească cu ceva. Asta nu se hrănește cu semințe, exclusiv cu carne, respectiv viermișori, albină, și iarna, atunci când este zăpadă, nu are de unde să-și caute viermișori sau musculiță sau furnici și se hrănește cu albine. Este foarte ingenios, bate la ordiniști, iese albina afară și o ciugulește. Nefiind multă zăpadă, n-a fost, zăpada a fost ceva, și ca strat a fost foarte subțire, dar și ca perioadă de care a rezistat, de existență a zăpezii. O săptămână, două. Pentru cei care nu știu, chiar aș fi vrut să mă fi invitat mai în iarnă la o emisiune, n-a fost să fie. Vreau să spun și cei care practică apicultură, mai ales începătorii, că și pițigoi pot fi hrăniți sau ademeniți ca să nu atace albinele. Respectiv, li se pune să fac niște cuști, niște căsuțe micuțe, cum vedem pe la școli sau prin parcuri în diferiți pomi sau în copaci, cu gaură foarte mică, pentru că păsări carnivore mai sunt și altele. Este și ciocănitoare, este și coțofana, și gaița. Gaița care se hrănește, de fapt, și cu boabe, și cu carne, și cu orice. Dar făcută la colivia respectivă, găurița foarte, foarte mică, ca să nu poată intra alte păsări. Și acolo se pot pune fârmituri de pâine, sau carne, sau slănină. Mi-a fost dat să văd, fiind crescător și de oi, atunci când sacrifică o oaie, una care este foarte grasă, seu, acel seu care există pe carne sau printre carne, îl topesc și este foarte bun. Eu mai lucrez uneori și un pic de mecanică, sau eu știu, am niște mașini unelte, mașini de găurit, filetez, și este foarte bun acel seu și la mașina de găurit, dar la filetat. Stați un pic, folosiți seul pentru a înlocui acea vaselină? Exact. Seu topit este cel mai indicat în, uitați-vă la strungar sau la cei care, la lăcătuși, care lucrează la filetat. Și folosiți la tractor? La ce folosiți? Nu la tractor, doar la filetat. La filetat. La filetat. Și am lăsat găletușă, întâmplător, o găletușă în care am pus seul topit, l-am lăsat undeva în atelier. Și în atelier pot să intre și păsări. Ei, mare mi-a fost mirarea când am găsit găleata jumătate cu seul acela de oaie consumat. Și până la urmă am văzut că în jurul zonei unde era se aflau pițigoi. Foarte frumos. Și foarte bine. Acești pițigoi sunt periculoși pentru apicultori, pentru stupide? Pentru albine, da. Sunt unii dintre mari dăunători ai apiculturii, ai albinelor. Și sunt mulți pițigoi, cel puțin în zona sălajului, în zona unde sunt apicultori? Sunt. Pentru că iarna se hrănesc, dacă nu li se pun aceste rezerve de hrană, se hrănesc cu albine. Și atunci încercați să-i ademeniți oferindu-le acele căsuțe? Bineînțeles. Nu știu dacă l-ascultați pe Carol Mălinescu, frecvent vorbea despre pițigoi, pentru că acesta nu poate fi băgat în colivie. Sau dacă e băgat în colivie, după un timp foarte scurt, îl găsește cricit și mort, și cu unghia în gât. Dar de fapt el nu-și bagă unghia în gât. Moare de inaniție, pentru că se hrănește exclusiv cu carne. Cu carne. Da, e foarte interesant. Deja pe aici se dau boabe ca la papagal sau, eu știu, semințe, că el nu mănâncă semințe, el mănâncă carne. Bun, vreau să discutăm, dacă ați pomenit de dăunătorii din apicultură, ce alți dăunători mai sunt? Ce vă mai afectează? Mai sunt,
mai sunt foarte, foarte periculoși șoarece și anul șoarece și chiscanul. Chiscanul este o specie de șoarece mult mai mic, mai subțire, așa are niște mustăți proeminente, botul lung și asta face pagube imense. În anii secetoși, cum a fost 2014, s-au înmulțit extraordinar de mult. Dar și aceștia pot fi odată combătuți prin folosirea gratiilor la urdiniș, dar acest chiscanul, de exemplu, intră în urdiniș pe o gaură de 5-6 mm. Atât de mică? Atât de mică, sigur că da. Are oasele atât de flexibile încât stilonul meu este gros. Și ăsta, cât un creion din acela hexagonal își face loc și intră în stup. Exact. Intră în stup și face pagube imense. Acesta nu se hrănește încet cu produse, respectiv păstură, miere și cu albina. Cine se uită, probabil că poate vom stârni zâmbetul, dar nu e de râs. E o chestiune foarte periculoasă. Sunt principalii dăunători iarna ai albinelor. Nu mai spun șoarecii. Păi șoarecii, unde s-a cuibărit într-o stupină, sau nu stau într-o stupină, într-un stup. O pereche de șoareci, până la mijlocul iernii sau până primăvara, distruge o familie întreagă. Da, e periculos. Vreau să facem o paranteză. Îmi pomenează de tractor, de utilaje. Discutam și înainte de a intra în emisiune. Cum stați cu utilajele? Cum vă descurcați? Mai folosiți acel tractor? E foarte scump acum să cumperi un tractor nou, mai ales de capacitate medie și mare. Nu știu câte zeci de mii de euro. E o sumă uriașă. Este imposibil pentru noi cei cu ferme mici să achiziționeze un tractor. Ce folosiți? Ce tractor aveți acum? Un 650, nici nu știu exact anul de fabricație, dar este încă bun, sigur, cu mici reparații. Odată pică una, odată alta. Și cum eu nu mă pricep la mecanică, sunt nevoie să chem pe cine... Găsiți piese de schimb? Adică piese de schimb, în schimb, se găsească. Se găsesc. Vă folosiți de mergeți exact, pe cum? Exact. Păi, cu ce, cu altceva. Și mai sunt din astea duse de afară. Produse în Ucraina sau Belorusia, aduse via Ungaria. Am văzut că se practică mai nou tractoare aduse la mâna a doua, multe dintre ele fier vechi aproape, aduse, sunt repuse în funcțiune și oamenii se descurcă cum pot, că n-au bani de tractoare. Pentru că cele noi, atât ale noastre, nu știu, în România în acest moment nu mai este nicio fabrică de produs tractoare, da. Utilaje încă se mai fac în țară, eu știu, greble, cositori și așa mai departe, dar se aduc la mâna a doua din Occident, Italia, Spania, unde vin chiar tractoare bune de acolo, mai puțin din Ungaria. Din Ungaria vin din aceste de care vă spuneam adineori, dar vin că aduc cei care sunt acolo. Și de putere mare și foarte bune, din păcate. Și pentru că nu există niște pârghii în România de stimulare, de subvenționare a celor care vor să facă agricultură. Vreau să ne întoarcem puțin la apicultură, pasiunea noastră, că nu aș numi o meserie de apicultură, că știu că sunt și pasionat. Cum e? Se spune că va fi miere puțin în acest an, că au fost probleme foarte mari. Cum e în sălaj? În sălaj, să știți, datorită iernii blânde, albinele au iernat relativ ușor. Sigur că mici probleme au fost. Eu, de exemplu, din câteva sute de familii, am avut pierdere 3 familii. Adică de obicei aceste pierderi se produc. În cel puțin la mine în stupină sau areal unde l-am eu, în comuna Chieș, satul Sighetul Silvaniei, am avut cules de întreținere, iar toamna am avut chiar cules pentru asigurarea rezervelor de hrană peste iarnă. Eu n-am hrănit decât în jur de 50 de kilograme, un sac de zahăr am dat la toată stupina. Și nu am probleme în acest moment cu hrana. Eu știu, poate dacă ar mai fi încă 2 luni de iarnă, ar fi hrana suficientă. Au început deja timid. Încet să iasă? Da, și să iasă și să culeagă. Au nevoie de polen proaspăt și acesta, din păcate, sunt 2-3 specii de floră spontană, respectiv este floarea de potbal sau florile mortului, cum îi zicem noi,
Și alunul și cornul. Cornul încă nu s-a deschis, dar alunul, care este în cantitate foarte, foarte mică. Eu știu, sunt păduri unde păduri cu 10, 15, 20, 50, 100 de aluni, care este insuficient pentru asigurarea necesarului de polen pentru stup. Este foarte indicat dacă se fac hrăniri de stimulare, deja se pot face hrănirile de stimulare sau de completare a rezervei cu sirop, cu concentrație mai mare de zahăr, respectiv un 2 la 1, 2 zahăr și 1 apă, în care să se adauge puțin polen din anul trecut, dacă avem, dacă nu, făină de soia, sau pur și simplu, eu am sesizat la mine acasă, v-am spus că sunt crescător și de porci și îmi produc singur uroiala pentru porci, pentru animale, și la Mora, unde macin acel amestec de cereale păioase cu porumb, vin albinele și iau proteina, că de fapt acea făină este proteină și o duc, o depozitează în stup pentru hrănirea larvelor de albină. Perspective pentru o producție bună de miere există în acest an? Domnule, eu... Sau e prea de vreme să ne dăm... Fac în fiecare an calendar de ceapă și prognoza, sigur este o prognoză pentru mine, nici nu știu dacă... Hai să ne spuneți, apropo, dragi telespectatori, domnul Mulan are niște secrete, adică nu se uită, sunt meteorologi, ei cu treaba lor, domnul Mălan cu treaba dânsului, dar domnul Mălan are niște secrete, încearcă să afle cum va fi vremea din punct de vedere meteo, nu știu, pe câte luni sau pe un an întreg. Știți? Pe un an întreg, să știți că este foarte important pentru cei care ne desfășurăm activitatea în agricultură, să ai, eu știu, cu două săptămâni, cu o lună, o mică prognoză a vremii. Cum procedați? Ia, dați-ne detalii. Simplu, în noaptea de 31 decembrie, atunci, dacă facem acel calendar de ceapă, se taie o ceapă sau două cepe mari, care să nu aibă, să fie din o singură, să nu aibă 3, 4, 5 cepe în ea. Corpul. Singură, așa. Se taie în două și să desprind cu lama cuțitului alveolele din ceapă. Și se așează în linie, pe o tăviță sau pe o din asta de scândură de tăiat, și se nominalizează de la ianuarie până în decembrie și se pune în fiecare alveolă, ori cu mâna, ori cu trei degete, ori cu o linguriță, sare. Până a doua zi dimineața, cele care reprezintă lunile ploioase se vor umple cu apă sau se vor umezi. Iar lunile care vor fi secetoase, fără ploi, vor rămâne uscate. În calendarul meu de ceapă, în anul 2015, martie și aprilie mie mi-au ieșit secetoase și undeva iunie-iulie. Dar acest calendar de ceapă, să știți că are un areal foarte, foarte restrâns. Adică locul unde se află ceapa, unde e momentul... Da, pentru că una este pentru sighet, și alta este pentru Zalău. Înțelegeți? Dragii mei, în noaptea de Revelion, lăsați petrecerile, luați ceapa... Dar nu ne-a decât 5 minute. Ia 5 minute ca să faci acest calendar de ceapă. Interesant. Funcționează? E o chestie. Bineînțeles. Îl fac de vreo peste 20 de ani. Foarte frumos. Și e în regulă. Revitor la producție, să știți că atât producția, adică nu doar în apicultură, dar în toată agricultura, se manifestă în ciclic. Adică 1, 2, 3, 5 ani fără și vine un an bogat. Mai este tot din bătrâni învățat în 2 februarie. Nu știu cum îi zice la sărbătoarea creștină, dar în populară ce trece vulpea peste gheață. Vine primăvara sau trece iarna, exact. Nu? Cum e? Dacă curge, dacă se topește zăpada și curge sau curs sloiurile de la streșină, va fi un an bogat în apicultură. În 2015 a curs binișor.
s-a topit zăpada, deci a fost căldut, s-a topit zăpada și a curs de la Strejna. Eu zic că în 2015 va fi un an bun pentru apicultură, mai ales că avem premisele, având în vedere că pierderile din apicultură au fost foarte mici, startul este bun pentru apicultură. De câte am văzut și pom fructifer, cel puțin în, în zona mea și nu numai, producția la pom fructifer anul trecut a fost foarte mică, mai cu seamă la prun. Și în, în acest an am văzut că fiind toamna lungă, mugurii florali ai prunului s-au copt și în acest moment sunt, sunt foarte bine dezvoltați. Semn că dacă nu va fi foarte frig și nu, nu se vor produce înghețuri, vom avea producție faină de prune. Mai că vine să vă întreb ce previziune aveți și pentru politică și pentru economie, apropo de nebunia care se întâmplă, dar nu facem politică. Nu facem. Era o glumă, domnul Alain. Dar am înțeles. Aparent nu facem politică. În schimb, și când zici joi sau când zici mă bată sau facă-l pe ăla, și atunci facem politică. Pentru că... Adevărat! Pentru că... Aveți dreptate. Pentru că politicul se răsfrânge asupra vieții noastre de toate zilele. Foarte adevărat. Vreau să vă mai întreb o chestiune. Nu vreau să plec de la apicultură, mai ales că e și mare prieten al dumneavoastră apicultura asta. Cum e mierea din Sălaj, domnule Molan, spre deosebire de alte categorii din alte județe? Acum nu că vreau să ne lăudăm noi. Știți cum e? Fiecare cioră își laudă puiul, da? Da. Cum e? E de calitate produsele noastre apicole aici în Sălaj? Este de, de foarte bună calitate mierea noastră. Sigur, nu suntem... Acum, fiecare își laudă marfa sa, dar... Evident. E normal. Având în vedere că Sălajul este, este situat într-o zonă colinară, mierea sălăjană nu e foarte multă. În schimb, datorită unor apicultori pasionați din, din județul nostru, și nu spun generația mea, ci cu părinții sau chiar părinții din bunicii noștri, s-au plecat și spre alte produse ale stupului. În afară de miere, în principal polen. În schimb, noi știm foarte bine, mai ales acum din 90 încoace sau din 90, da? Când s-au diversificat mijloacele de transport sau posibilitatea apicultorilor de a-și transporta albinele și în alte zone ale țării. Albine avem, știm să facem apicultură, probabil tocmai datorită lipsei unui cules pe parcursul întregului an la noi, ne-a făcut să avem mințile iscoditoare și să valorificăm și ce au din puținul care este să reușim exact. Să... Exact. Și noi, sigur, între timp s-au cam redus și suprafețele de salcâm. Știm cu toții că cea mai bună miere de albine este mierea de salcâm. Și valorificam foarte mult noi sălăjenii. Masivele din zona Văii lui Mihai avem foarte puțin un salcâm 2 în Sălaj și un 3 în zona submontană. Din păcate însă, și aici vă întrerup, domnule Mălan, știu că în România nu există o cultură prea dezvoltată a consumului de miere. Pentru că vorbesc medicii la nivel european, în alte părți se mănâncă mult mai multă miere decât la noi. Noi deocamdată, și dacă ne dă cineva gratuit, tot noi, nu știu, din nu consumăm mult. Din păcate așa este. Este adevărat, este și foarte scumpă acum. Sigur, prețul de producția. Excedentul de producție. Anul trecut a fost foarte puțină și prețul aproape s-a dublat față de anii anteriori. Dar, într-adevăr, românul consumă foarte puțină miere. Zicem că e mai cu seamă pentru bătrâni și copii, dar nu este adevărat. Cam toată lumea ar trebui să consume miere. Deși suntem mari producători de miere, noi exportăm multă miere atunci când avem și, sigur, la un preț aproape convenabil pentru apicultori. Dar nu mâncăm. Consumul în România este undeva sub o jumătate de kilogram. Pe an? E grav. Vă rog să nu vă uitați ideea. Luăm o scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor.
Am revenit, doamnelor și domnilor, vă reamintesc, suntem la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. Invitatul nostru în această seară este domnul Radu Mulan, apicultor, președintele Asociației Crescătorilor de Animale, Gospodarul Sălăjan. Gospodarul Sălăjan și a crescătorilor de albine, Stuparul Sălăjan. Foarte frumos. Vreau să vă întreb scurt și la subiect, pentru că sunteți un fermier experimentat. Eu am o nelămurire, nu am reușit încă să aflu, sau mă rog, am niște idei. De ce totuși încă tinerii din România sunt prea puțini care se îndreaptă spre agricultură? Avem atâtea terenuri, avem, nu știu, cam tot ce ne trebuie să le folosim, să le exploatăm. Zac, foarte multe terenuri, deși am aflat că sunt tot mai multe lucrate și în sălaj. Dar totuși, orașele sunt tot mai aglomerate, satele sunt tot mai goale. Eu știu sigur că satele din sălaj sunt tot mai goale și cred că în general în România. Dacă mergem acum prin satele din sălaj, vom vedea că aproape la toate casele lumina este stinsă și nu pentru că s-ar face economia exact, acolo, exact, ci pentru că nu-i nimeni exact, acolo în casa aceea, exact, dumneavoastră. Și asta este exact, dureros. Au rămas la mediul rural, mai cu seamă vârstnicii, mulți tineri după un an, 2, 3, 5, 10 de eșecuri în țară, angajați în diferite locuri, mă rog, cu salariu de nimic, minim pe economie, că așa dau privatizații, au luat drumul străinătății și au rămas acasă bătrânii săraci care au nevoie mai mare de ajutor, dar nu este suficient acel ban, mă rog, în euro sau în alte monede internaționale sau valută internațională care este trimisă acasă și au nevoie de cineva cald din familie ca să-i ajute, să le dea o cană de apă, vorba cântecului. Domnule, din păcate, referitor la tineret, care credeți noastră că e? Sunt sigur din altă generație, dar la mine în casă, diviziunea muncii, am crescut în mediul rural, diviziunea muncii a început la 5-6 anișori. Gâște, oi, vaci, sapă, coasă. Și chiar dacă între timp m-am maturizat, m-am făcut și eu niște școli, m-am întors la țară că mi-a plăcut la țară. Dar tineretul de astăzi, inclusiv în mediul rural, sigur că nu e un lucru rău. Faptul că de la 2-3 ani li se pune, nu tableta în mână, li se învață să tasteze, să lucreze pe calculator. El are mai mare atracție să facă jocuri pe calculator, pe televizor, decât să dea hrană, chiar dacă sunt la țară. Să dea mâncare la o cloșcă, la un pui sau la un iepure. Întâmplător, casa mea în Sighetti, lângă terenul de fotbal. Sunt vlășgani, domnule, până în 18, 19, 20 de ani, de la 7, 8, 10 ani în sus, care joacă toată ziua fotbal. Sâmbăta, duminica, când eram copil, mă rugam la maică mea, maică, te rog să mă lași să mă duc să joc și eu fotbal. După ce aduci mâncare la gâște, sau după ce aduci mâncare la vițel, sau, înțelegeți? Și asta mi-a intrat în sânge, nu numai mie. Și tuturor celor din generația mea. Mai mult, probabil am mentalitatea învechită, eu am două fete, licențiate în, mă rog, în litere, cu master și așa mai departe. Dar când au avut 2-3 anișori, eu le-am dus în grădină și le-am învățat să plivească, să muncească și să, vă rog să mă credeți că fetele mele, cea mică este în țară, este necăsătorită, cea mare este în Franța căsătorită, cea mare nu-și cumpără de la supermarket produsele, își ia soțul cu mașina și se duce și își cumpără de la fermă din câmp. Și mai mult locuiește la casă și are plantație de, mi-arată și de aia și de aia și de aia, deși pe câțiva metri pătrați le valorifică. Se descurcă. Da. Dacă noi nu ne educăm generația tânără, respectiv tinerii, copii, cu un pic de dragoste de muncă, o gâscă, domnule, în Sighetul Silvanei, vreau să mă credeți că sunt 7-8 familii, persoane care cresc gâște. Mie nu, la mine în casă nu se mănâncă carne de gâscă. Și atunci care explicație? Vreau să vă întreb. Păi uite că vă spun. Din copilărie, de când fac apicultură, am fost învățat, sigur, se găsesc în comerț tot felul de ustensile, utilaje de pene, pardon, mături,
sofisticate pentru curățat stupul sau... Eu am folosit și folosesc dintotdeauna pana de gâscă. Gâsca are capătul ăla al aripii, care nu se poate folosi, se taie și bună de măturat. N-aveam de unde să cer, domnule, dă-mi o pană, nu pot să-ți dau, că n-avem, ne-o cerut-o aia. Și a zis, nu-i pană, lasă-mi cumpăr gâște. Și mi-am cumpărat, am trecut 30 de gâște, domnule. N-am tăiat niciuna, așa, ca să am pene de măturat, să știți. Foarte interesant. Bun, dar de ce nu mâncați carne de gâscă? Nu e bună? Nu-mi place. Ba da, e bună, nu-mi place. Îmi place curca, îmi place pasărea, îmi place porcul, culmea, sunt crescător de oi și capre. Ajungem aici la... Nu-mi place nici de miel, nici de... Îl mănânc. Vor fi miei, apropo, în acest an, domnule Mălan. Și cum, la ce preț, oricum? Din păcate, noi crescătorii ne-am aștepta prețul să crească față de anul. E normal, să obțineți profit. Pentru că sunt atât de multe cheltuieli și eforturi făcute materiale și financiare și umane cu creșterea animalelor și nu sunt plătite. Din păcate, subvenția s-a început în urmă cu 7, 8, cu 10 ani cu 20 de lei pe cap de oaie și cap de capră. A crescut, a ajuns până undeva la 40 și ceva. De 2-3 ani este în regres. Probabil anul ăsta va fi sub 30 de lei pe cap de animal, care este foarte mult. Și uitați-vă, aveți tot felul de informații de la televizor cu vaca nebună, cu limba albastră și așa mai departe. V-au afectat aceste... Bineînțeles că ne-a afectat în primul... N-am avut cazuri în imaginea, mă rog, imaginea României. Imaginea, pentru că la un moment dat, prețul kilogramului de carne de miel în viu fusese 9 lei și chiar către 10 lei și a picat, dintr-o dată s-a oprit exportul la 5-6 lei. Pe kilogram? Pe kilogram, în viu. În condițiile în care cel care, vânzătorul final, ia 3, 4, 5 euro pe kilogram de carne. Ca să ajungă, se vinde. Atât costă acum în străinătate kilogramul de carne miel. Bineînțeles. Deci... Și noi, eu bună oară, anul trecut, nu mi-am vândut miei, că au fost ceva mai mici. Am zis, domnule, îi las până mai târziu că o să le crească prețul. După aia a venit chestia cu limba albastră, de la 9,30 lei, 9,50 lei, 9,29 lei, i-am dat undeva în decembrie cu 9 lei, cu 6 lei. Foarte cu 6 lei. Da, e, nu știu, e o situație interesantă. Anul acesta, datorită acestor factori și a altora, știți, noastră, intră carne din Occident, care era via, probabil, via România sau eu știu, pe lângă noi trecea, ajungea punctul, terminus era Rusia, se oprește mult la noi. Probabil, nu sunt sigur, dar vedeți în magazine, carne de porc a scăzut foarte mult la preț. Avem în sălași câteva zeci de complexe mai mici, mai mari de creșterea porcinelor. De asemenea, sunt probleme la valorificarea cărnii. Apropo, se apropie luna aprilie, când se vorbește despre liberalizarea pieței laptelui. Liberalizare care înseamnă că procesatorul va putea cumpăra lapte din Ungaria sau din alte state, știind că laptele acolo e la jumătate prețul față de noi, pentru că acolo au subvenții mai mari decât la noi. Ce înseamnă asta? Mulți dintre producătorii consacrați din România și cei cu care au mici fabricuțe de mici, fabricuțe, dar care își produc, adică laptele îl și produc și vând produsul finit, eu știu, brânzeturi și anumite tipuri de lactate. Vor da faliment. Pentru că nu o să-și poată valorifica produsul final. Pentru că sunt mulți și procesatori de lapte din țară care cumpără de la producători. Așa e. Și dacă cumpără la preț foarte mic din Uniunea Europeană, din Ungaria sau știu de unde, că vine din Belgia, din Olanda, la preț foarte mic, acesta dă faliment. Și spuneam eu la o emisiune anterioară a dumneavoastră, un semnal de alarmă dat sau tras către guvernanți. Atunci spuneam despre albine, dar iată, suntem în pericol și cu celelalte specii de animale.
Adevărat, bivolițe am înțeles că mai sunt foarte puține prin sălaj. Foarte puține bivolițe. În fostul coasă, zicem Sărmășag, care are 7-80 comune, sunt în 3 sau 4 în Șamșut și am eu două pui de bivolițe. Atât. În rest nu mai sunt. Până și în Leu sau poate nici nu știu dacă la Nușa lor. Nu mai există bivolițe. Asta e foarte grav, zic e eu. Foarte grav, să știți. Păi înainte de 89 ne lăudam noi că avem nu știu câte efective. Și vedeți că e culmea, laptele e foarte bun, produsele lactate, unt și așa mai departe, toate sunt foarte gustoase. Și cu toate astea nu le avem, domnul Marius. Aici trebuie să intervină rolul guvernanților. Subvenții mai mari sau care ar fi soluția? Pentru creșterea subvenților și date alte... și alte pârghii de a ajuta crescătorul de animale. Vedeți că se duc cei vârstnici de la sate cu ei, se duc și animalele, se duce tot. Bineînțeles. N-am finalizat ideea cu tineretul. Mulți tineri de la oraș vin să vadă, dar nu mai să vadă. Este enorm de greu. Deși am avut o iarnă foarte, foarte blândă în 2014-2015, eu fiind aproape singur la fermă cu aproape 600 de capete de animale, singur, că mai am încă două ajutoare, dar numai ajutoare nu se pot chema, mi-a fost foarte, foarte greu. Și nu găsești forță de muncă, din păcate. Pentru că se mai primesc acele ajutoare sociale. Îi chem la lucru, păi ce îmi trebuie atâta. Dar nu face nici pe jumătate cât ar merita. Poate, sigur că posibilitățile noastre de plată sunt destul de reduse. Nu avem bani cash pentru plată. Dar pe lângă asta trebuie să-l hrănești cu mâncare bună, să-i dai țigări și cafea și un pic de băutură. Poate nu se pune problema că există. Dar cafea, țigări și nici nu muncești. Dom'le, o trecut 40 de minute, face pauză. Și este foarte, foarte greu pentru crescătorii de animale. Sigur, în ciuda vârstei mele, sunt un optimist și încă... Vă descurcați. Optimist și entuziast că încă mă duc în față, dar la un moment dat, anii spun în scurt... Obosiți, sunteți om, nu? Sigur, clar. Odată n-avem utilaje. După aceea, subvenția este foarte mică, este în regres și se pare că până în anul 2020, cea de la specia ovine caprine se va scoate complet. Adică nu o să mai primești nimic? Exact. Subvenția. Asta e grav. Asta e grav. Asta pe de parte. Pe de altă parte, prețul la produse, la carne, este de asemenea în scădere. Luna nu se mai cumpără. Când eram copil, un centimetru pătrat sau ultimul gram de lână se aduna și cumpăra maică-mea, că trebuia să o preda la, dacă îi zicea pe vremea aceea, la unele centre de achiziție și primea bumbac pentru a pune război și a țese. Sau veselă, domnule. Veselă pe lână primea de la... Și acum ce faceți cu lână? Aveți atâtea oi? Vă rog să mă credeți că în ultimii 20 de ani nu am luat nici 30% din valoarea prețului care îl dau pentru tuns. Adică noastră, nu ieșiți în pierdere și cu tunsul, pentru că nu... A pornit de la 1,50 lei, 2 lei, acum mai 3 lei, 3,50 lei tunsul unei oi. Și lâna pe care am vândut-o, eu știu, am cheltuit anul trecut peste 1000 de lei la numai bani plus celelalte pe care nu le pun la tunsul oilor. Și am luat undeva la 600 de lei pe lâna predată. Lucru bun, pentru că sunt și alți crescători de animale, dar și eu în anii precedenți nu am luat nici măcar, repet, 30% din valoarea pe care am dat-o la manopera la tunsul oilor. Cu toate astea vorbim de haine de calitate, da, pe care le găsim în magazine, da, și despre care se spune, dumne, uite, e un costum din lână. Nu, pe etichetă scrie lână. Da, lână naturală. Fapt, da, dar noi lăsăm, nu știu. Dar de fapt, că, sigur că mai sunt și false aceste etichete. Nu vorbim de poliester și de plastic, nu vorbim de costumele de calitate care se spune că sunt făcute din lână. Ori noi aruncăm lână, nu o cumpără nici naiba. E anormal, nu?
se zicea cu de un an, doi în urmă că se va achiziționa lână pentru a face izolații la blocuri sau eu știu unde. În schimb, cel mai util ar fi ca lână să fie folosită la îmbrăcăminte. E un material de foarte bună calitate lână. Sigur că da. Da. Ce să zic eu, timpul a trecut foarte repede. Mulțumesc tare mult pentru, dar deja v-am spus eu că ne-ar trebui, nu știu câte ceasuri. Două, trei emisiuni. Mi-aș dori tare mult să începem o serie de emisiuni în care să fiți invitat dumneavoastră pentru a vorbi despre apicultură. Mi-ar face plăcere. Nu știu, emisiuni cu niște lecții de apicultură, dumneavoastră, în direct aici la Sălăjan. Mi-ar face plăcere. Dacă vreți, sigur că putem să convenim acest lucru și să aduc și diferite unelte, scule, exact, utilaje. Exact. Astăzi prezentăm pe care, exact, pe care să le prezentăm. Eu, nu știu câți dintre cei care ne privesc acum știu, eu predau cursul de apicultură. Am avut în ultimii 4 ani peste 500 de cursanți. Le spun și la curs. Sigur, vârsta variază de la 18 la aproape 80 de ani. Am avut cursant de 75-76 de ani. Și am avut și de 16 ani care n-a putut să susțină examenul pentru că n-are 18 ani. Da. Și le spun, dragii mei, tare mi-ar place ca să vă văd și peste 5 ani că profesați. Sunteți că profesați apicultura. Mare lucru nu se poate învăța la aceste cursuri, că sunt 120 de ore de teorie și 240 de practică, dar practica mai mult o fac în stupina proprie. Aceste cursuri, stați că nu sunt singuri, sunt mai mulți în sălaj care producem, care predăm cursuri, care organizăm cursuri și dăm acele certificate și, mă rog, le dăm o meserie. Dar majoritatea o fac pentru a accesa diferite tipuri de proiecte europene. Și având în vedere că limita de vârstă la măsurile 1.1.2 și 1.4.1, la 1.1.2 este 40 de ani, la 1.4.1 62 de ani, cei care au, eu știu, nepoți, copii, încearcă să bagi în față copiii și să, deși toți părinții bătrânii se ocupă de ele, tare mi-ar place ca acei tineri să și îndrăgească. Sunt, dar eu știu un 10%, dacă sunt, e perfect, să știți. Mulțumesc tare mult pentru prezența noastră în emisiune. Mulțumim tare mult pentru prezențele. Mulțumim doamnelor și domnilor și celor de la Sandana încă o dată pentru aceste minunate produse. Vă mulțumim și noastră, doamnelor și domnilor. Rămâneți cu Sălăjanul TV. O noapte liniștită. La revedere!